Fostul ministru de externe al României, președintele Partidului Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, este invitatul Europei Libere din această zi. Mulțumim mult, domnule Diaconescu, că ați găsit timp să avem această discuție. Acum se presupune că situația în regiune va deveni și mai tensionată, pentru că nimeni nu poate să știe în ce măsură poate să escaladeze conflictul dintre Rusia și Ucraina. Ne interesează foarte mult ce poziție ar trebui să aibă România ca țară membră NATO, dar și Republica Moldova, stat cu neutralitate consfințită în legea fundamentală a țării. Vom vorbi și despre cooperarea moldoromână și despre micile, marile disensiuni din cadrul Partidului Mișcarea Populară. O să ne spuneți dumneavoastră mai multe, dar vreau să începem totuși de la situația regională, pentru că, dacă e să credem și experți, ea devine destul de fierbinte. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a anticipat că Federația Rusă va interveni în Ucraina, avertizând însă din nou că o ofensivă militară va avea consecințe economice grave asupra Rusiei. Vorbind despre poziția lui Vladimir Putin, președintele american și-a exprimat părerea că liderul rus încă nu dorește un război la scară largă, dar urmărește escaladarea conflictului în confruntare. Ce ar urma și ce pronosticuri puteți să faceți dumneavoastră, cunoscând foarte bine arta diplomatică? Forța cuvântului poate să fie mai puternică acum în această stare de împrejurări. În primul rând, este una dintre cele mai complicate crize după anii 90, deci după războiul rece. Este o criză cu mai multe variante în ceea ce privește posibilele deznodământe. Nu este deloc simplu ceea ce se întâmplă. Pe zi ce trece, cel puțin din perspectiva Federației Ruse, este tot mai greu să se situeze pe poziții ceva mai flexibile. Deci, practic, au avut loc trei întâlniri până în acest moment. Ce au organizat între Federația Rusă și Statele Unite, a urmat la Geneva întâlnirea NATO-Rusia, după care întâlnirea în cadrul OSCE cu statele membre. Deci, din aceste întâlniri am înțeles un lucru. Acesta este spațiul care se discută acum din punct de vedere al amenințărilor de securitate. Spațiul OSCE. Sigur că după primele runde de negocieri nimeni nu se aștepta să existe soluții imediate. Practic, părțile și-au exprimat pozițiile de o variantă maximală. Evident că din punct de vedere al Alianței Nord-Atlantice nu se poate pune problema acceptării, să spunem, privind retragerea în frontierele strategice din 1997 sau a unor decizii autoasumate privind interzicerea extinderilor ulterioare, indiferent unde s-ar întâmpla acestea. Aceste solicitări ale Moscovei, odată acceptate, practic ar face Alianța Nord-Atlantică inoperantă în condițiile tratatului de înființare a tratatului de la Washington. Mai se poartă discuții și la nivel informal. Și din această perspectivă, și de acolo s-ar putea să apară rezultate care nu vor fi neapărat publice, dar care la un moment dat se vor răsfrânge asupra situației în sine. Federația Rusă, în acest moment, așa cum rezultă din ceea ce se comunică public, a trecut la desfășurări militare cu caracter ofensiv, inclusiv prin exerciții în Belarus, orientate spre Polonia și Lituania. Au apărut afirmații din zona americană în ceea ce privește posibile acțiuni sub steag fals în Ucraina, acel tip de provocare ce ar legitima la un moment dat o intervenție militară directă, inclusiv ideea unui tip de microb informatic extrem de coroziv și periculos privind instituțiile din Ucraina. Se vorbește mult, rezultate sunt destul de reduse,
iar în mijlocul focarului se află România și Republica Moldova. Aici nu este vorba numai de Ucraina, atenție. Sigur, Ucraina, din perspectiva limitelor de demarcație a intențiilor Alianței Nord-Atlantice, preocupă Federația Rusă. Dar spațiul de securitate, într-o formă sau alta, în condiții de escaladare, pe de o parte ne cuprinde și pe noi, pe de altă parte, evident că odată ce este amenințat, și Chișinăul și Bucureștiul trebuie să intre într-o stare de alertă, după părerea mea, foarte serioasă. Poate o să ne deschideți ceva mai târziu paranteza și o să ne spuneți cum ar trebui Chișinăul și Bucureștiul să discute pe marginea acestui subiect destul de delicat. Dar până atunci vreau să le spun celor care ne urmăresc că recent la un post de televiziune din România, dumneavoastră ați sugerat că regiunea Mării Negre va fi testată în următorii ani de Federația Rusă în încercarea lui Vladimir Putin de a redefini relația Moscovei cu Alianța Nord-Atlantică, iar România, dacă vrea să conteze, ar trebui să se implice mai mult decât simpla exprimare diplomatică a preocupării față de comportamentul Kremlinului. La ce v-ați referit? La solidaritate, parteneriat împreună între noi, între Republica Moldova și România. Da, este adevărat, constituțional, Republica Moldova a ales calea europeană, dar acum discutăm despre alte subiecte. Și din această perspectivă, situația strategică în care ne aflăm ambele state, după părerea mea, presupune un plan comun de răspuns pe mai multe variante. Și aici nu mă refer la cele de natură militară, să fie foarte clar. Dar sunt elemente de război hibrid, pot apărea la un moment dat accidente care se intre în spirală și escaladări care, odată neprevenite sau necontrolate, să nu mai poată fi oprite. Deci de această dată discutăm de securitatea națională a statelor noastre. În al doilea rând, în această zonă, fie în proximitatea Alianței, mă refer la Republica Moldova, fie chiar înăuntrul Alianței, și aici mă refer la România, vor exista elemente de testare. Așa cum se întâmplă, vă spuneam, în Belarus sunt exerciții militare sau urmează să se desfășoare exerciții militare care testează solidaritatea Alianței privind Polonia și Lituania, și acest lucru se poate întâmpla sau pe alt tip de scenariu, fie în Republica Moldova, fie în lagurile Dunării. Deci toate aceste elemente trebuie avute în vedere, sper că acest lucru se întâmplă, și procedat de așa manieră încât reacțiile în caz de o astfel de evoluție să nu fie unele pe moment, ci să fie pregătite pe variante funcție de tipul de amenințare care la un moment dat s-ar produce. Deci, repet, sper să nu se întâmple așa ceva. Dar noi avem obligația, și mai ales în fața opinii publice, de a spune exact la ce ne putem aștepta, pentru că lumea trebuie să fie pregătită, indiferent din ce perspective. Așa că dialogul între Chișinău și București, sper că este în acest moment unul 7-24, cum să spune. Iar pe de altă parte, în mod evident, și eforturile României în a genera răspunsuri care arată solidaritate și coeziune în Alianța Nord-Atlantică sunt în egală măsură utile și României și Republicii Moldova. Republica Moldova are acest conflict nesoluționat de 30 de ani, conflictul transnistrian. Serviciile de informații ucrainene au spus săptămâna trecută că serviciile speciale rusești pregătesc între ghilimele, provocări împotriva militarilor ruși din regiunea transnistriană, intenționând să dea vina pe Ucraina. Cât de mult trebuie de luat în calcul și acest aspect al problemei? Da, sunt acțiunile substeac fals la care am făcut referire. Auzim astfel de semnale din gura președintelui Statelor Unite, din luările de poziție a unor miniștri din Europa. Deci nu putem să nu ținem seama de astfel de elemente de alertă. Sigur, pot avea și o valoare de semnal
dar pot reprezenta chiar și gesturi cu un anume tip de coeficient de certitudine. Federația Rusă și-a retras personalul diplomatic neesențial, cum să spune, din Ucraina, inclusiv soțiile și copiii ambasadă diplomaților. Da. Ceea ce, în egală măsură, repet, poate avea valoare de ca și transmitere un anumit tip de atitudine, dar poate fi și, într-adevăr, o chestiune de protecție a respectivului personal din perspectiva unei confruntări directe. Dar dumneavoastră credeți că chiar e posibil în anul 2022 să fie refăcut fosta URSS așa cum își dorește Federația Rusă? Nu, nu cred că este posibil. Nu cred că își dorește fosta URSS. Este o chestiune care, evident, suntem în zona supozițiilor, care ține mai mult de nivelul de influență. Repetat, Federația Rusă a menționat că dorește să fie considerat un jucător strategic global și nu numai unul regional. Iar pe de altă parte, există disensiuni, există puncte de vedere diferite în Alianța Nord-Atlantică, între europeni, între ei, între europeni și americani, și aceste dificultăți nu sunt de ieri de alate. Așa că, și din acest punct de vedere, poate, Moscova consideră că este un moment oportun să intre în logica de redefinire a sferelor de influență, ceea ce, după părerea mea, ar fi absolut distrugător în legătură cu pacea în lume. Întrebarea care se pune acum, dacă Occidentul va rămâne unit? Întrebarea care se pune acum, într-adevăr, este dacă Occidentul va rămâne unit. Federația Rusă n-a făcut un secret din faptul că, din perspectiva dialogului fundamental, esențial, inclusiv în ceea ce privește reducerea armamentului convențional și a celui nuclear, consideră ca singur partener viabil de discuție Statele Unite. Deci, practic, a sărit peste Europa din această perspectivă. Am văzut, mă rog, ultimele declarații ale președintelui Franței, care încearcă să repună în joc Europa. Sunt convins că liderii europeni discută intens cu Moscova pe diverse paliere, dar în acest moment, cel puțin din semnalul public, situația arată, cum spunem. Dar la modul serios, credeți că Rusia e preocupată inclusiv de extinderea Alianței Nord-Atlantice către Est? Și da. De ce ar trebui atât de mult să fie nu doar preocupată, dar îngrijorată? Nu în ideea neapărat a unei confruntări militare, ci datorită faptului că acesta a fost un mesaj politic intens promovat în mediile politice și nu numai din Federația Rusă, ideea că NATO prin extinderea sa înconjoară și sufocă Federația Rusă și dacă nu sunt luate măsuri preventive, practic se va ajunge la o condiționare inclusiv economică a Federației Ruse și la o amenințare directă, și pentru a rămâne consecvent cu un astfel de mesaj, în mod categoric, prima țară față de care există un interes de a nu deveni membru alianței este Ucraina. Dar Rusia ia în calcul că ar putea să fie consecințele destul de dezastruoase chiar pentru această țară, pentru că după anexarea Crimeei au fost instituite acele sancțiuni economice din partea Uniunii Europene, din partea Occidentului. Acum și liderul de la Casa Albă spune că aceste sancțiuni ar putea să fie mult mai dure pentru Federația Rusă, chiar să nu conteze și cum se va dezvolta economic această țară, eventual dacă se ajunge la o confruntare cu Ucraina? Doamne, în astfel de situație și când iei decizii majore cu astfel de rezonanță, contează raportul cost-beneficii. Nu știu care sunt costurile pe care ar putea să și le asume Federația Rusă din acest punct de vedere, dar o prezență afirmativă este clar considerat un beneficiu. Sigur că, așa cum au anunțat occidentalii, dar mai ales americanii,
Reacțiile vor fi, în condițiile în care ar fi atacată Ucraina, reacțiile vor fi extrem de dure, de natură economică, însă nu militar. Așa că aici, repet, sunt elemente de raport. Evident, atâta vreme cât se accepta negocierile, Tony Blinken se va întâlni cu Lavrov la sfârșitul acestei săptămâni din nou. Câtă vreme există interes și de o parte și de alta, indiferent de ce se spune public, nișa de oportunitate pentru detensionarea situației, cred că este interesantă pentru ambele părți. Dar Și există loc pentru dialog cu Federația Rusă din partea Occidentului? Ați menționat și dumneavoastră că SUA va insista și în continuare pe acest dialog. Ar putea totuși să se soldeze cu rezultat pozitiv această discuție cu Federația Rusă? eu cred că o chestiune importantă în această zonă este că toată lumea ar avea de pierdut în condițiile unei escalade. În al doilea rând, NATO are oficial luată decizia ca în relația cu Federația Rusă după 2014, după ocuparea Crimeei, să existe trei paliere de acțiune: dialogul, apărarea și descurajarea. Iar Federația Rusă știe acest lucru, că pe aceste trei zone Alianța Nord-Atlantică va acționa fără doar și poate. Dar cum ar trebui noi să ne imaginăm că va acționa Alianța Nord-Atlantică? Sunt complicate, sunt încurcate căile domnului din acest punct de vedere, doamnă. Deci, gândiți-vă că trăim într-o lume în care interacțiunea este prevalentă. Deci, în momentul în care strici un corespondent într-o zonă, s-ar putea să ai consecințe în cu totul și cu totul altă zonă. Uite, să vă dau un exemplu. Să vă dau un exemplu. Când a fost criza cu migrația generată artificial la frontiera Poloniei de către Belarus, cu toate declarațiile tensionate și amenințările, cu intervenția militară și cu represaliile, conducta de gaz care alimenta Germania și Austria funcționa. Deci gazul în continuare pleca dinspre Belarus spre Occident. Deci aveau loc confruntări retorice extrem de grave la frontieră. Frontiera Poloniei, migranții încercau să treacă dincolo în Polonia și Lituania, și cu toate acestea, relațiile comerciale mergeau înainte. Și cineva ar putea să întrebe, domnule, dar cum se poate? Iată că se poate. Dar rămâneți la părerea că situația rămâne imprevizibilă acum? Sau încercați asta să ne sugerați că situația rămâne a fi una imprevizibilă? Da, în acest moment, din câte știu și eu, nu s-a ajuns la acel moment de inflexiune dincolo de care să înceapă negocierile efective. Adică acele negocieri care duc spre o rezolvare a problemei. Să trecem la cooperarea moldo-română. S-a anunțat deja pentru data de 11 februarie. Urmează să fie convocată ședința comună a celor două guverne de la Chișinău și București, o agendă destul de încărcată. Cel mai probabil se va discuta și situația din regiune, dar cum ați sugerat dumneavoastră să se dezvolte această cooperare moldo-română în continuare, ținând cont și de războiul gazelor și de această situație instabilă din regiune și de interconectarea energetică care e destul de importantă pentru Republica Moldova astăzi, când, iată, Federația Rusă iarăși face presiune asupra autorităților din Republica Moldova că dacă nu-și onorează obligațiunile financiare, atunci Moscova ar putea să sisteze livrarea de gaze către Republica Moldova. Am participat, cred că, la două sau trei întâlniri interguvernamentale. Din aceste întâlniri au rezultat cuvinte frumoase, dar niciun proiect. Deci, dacă Chișinău și Bucureștiul formează o echipă de negociere comună în care să discute absolut tot ceea ce ne preocupă și care ar fi căile să dezvoltăm cooperarea în sensul unei
reîntregiri, dar nu de fațadă, atunci această întâlnire, după părerea mea, ar avea sens. Dacă din nou se întâlnesc miniștrii exprimând fiecare un punct de vedere în ceea ce privește, unu, disponibilitatea, doi, dorința de a coopera și atât, poate fi o întâlnire pentru presă și de ochii lumii, dar care nu va conta. Dacă n-ați spus posibilitatea unei reîntregiri, la ce v-ați referit? M-am referit la ceva mult mai complex decât declarații de circumstanță sau care fac parte contraargumentativ din războiul hibrid. M-am referit la colaborare punctuală pe mai multe paliere, economic, politic, militar, instituțional, în domenii pe care, repet, dacă există disponibilitate și de o parte și de alta, în mod concret se pot identifica. Mă refer la o reîntregire în ceea ce privește conectarea la valorile vestice. Ideea de a rezolva punctual, de a stinge incendii în diverse locuri cu măsuri mai mult sau mai puțin respectate după aceea la nivel instituțional, este una perfect contraproductivă astăzi. Priviți ce mize sunt în jurul nostru. Ori de la aceste teme, pe o listă bine pusă la punct, un plan cu date, cu momente certe în care cele două țări să se coordoneze reciproc, mi se pare absolut necesar, altfel vorbim de pomană doar. Domnule Diaconescu, a devenit funcțional gazoductul Iași-Chișinău, dar se pare că nu a fost rezolvată problema în întregime sau că e funcțional și că da, au curs deja gaze prin țevile acestei conducte, este o realitate, dar că deocamdată Moscova depinde de importul de resurse energetice din Est și de la Moscova în particular, asta e situația. Bun, dacă asta e situația și dacă nu avem soluții alternative, înseamnă că nu o putem rezolva. Doamne, lucrurile simple. Doar ca să faci o lansare de candidatură la președinție în România în 2014, inaugurezi acest gazoduct, în iarna din respectiv alimentează două, trei sate din Republica Moldova, după care constați că transgazul are altă presiune și că pe țeavă lucrurile nu funcționează și s-a oprit. Deci, la acest tip de exemplu mă refer și la multe altele. O problemă care la un moment dat ar putea să apară în Republica Moldova, chiar nu știu în ce măsură România punctual, unu, poate să o prevină, doi, poate genera sprijinul partenerilor occidentali în sensul unui suport, chiar dacă Republica Moldova nu este a NATO. Care există planul? Există. Poate că da și poate că nu știm noi. Dar rămâneți la ideea care este acreditată și în mediul de experți că Moscova va continua să șantajeze Republica Moldova prin livrarea de gaze? Dar generează probleme și în România, cerând contracte pe termen lung, chiar dacă ar fi, de exemplu, să ne uităm la exemplu Ungariei, toate aceste contracte pe termen lung, cu prețuri ceva mai reduse, de nu contractele on the spot, toate aceste contracte pe termen lung presupun și anumite concesii politice. Și care ar fi aceste concesii? Nu știu, doamna, asta ține de fiecare stat să-și asume ce crede că poate să accepte din această perspectivă. Să ne spuneți ce se întâmplă în sânul Partidului Mișcarea Populară, pentru că în spațiu public deja s-a văzut că ați ajuns într-o mică confruntare cu fostul lider Eugen Tomac, europarlamentar. El, ce ar dori el, ce vă propuneți dumneavoastră în continuare cu această formațiune să rezolvați? Nu este neapărat ceva de natură confruntațională. Sunt tensiuni, mulți preiau diverse mesaje și, ca în orice partid politic, încearcă să transmită între ei diverse semnale, gesticulația fiind considerată în numele uneia sau altuia dintre noi. Am un dialog foarte bun cu Eugen Tomac. Partidul e în
Pe de o parte este în opoziție, pe de altă parte are peste 2200 de aleși locali și 50 de primari. Deci este în opoziție, nu poate juca în Parlament și de aici apar probleme. Iar pe de altă parte, toate celelalte partide sunt interesate, evident, nu neapărat să coopereze, cât ca acest partid să dispară de pe piață. Și atunci se resfâng. Nu poți să pui o barieră la intrarea în mesajul partidului și se resfrâng și pe anumite aspecte interne, dar cred că o să le rezolvăm noi. Adică să înțeleg că cineva din interiorul partidului nu s-a împăcat cu gândul că partidul a rămas în opoziție? Nu, să înțelegeți că cei din afara partidului nu se împacă cu ideea că încă mai există în politic, mai ales pe partea dreaptă, unde practic se cam prăbușesc toate celelalte partide. Dar această situație se pare că e valabilă și în Republica Moldova, acum? Iată. Și ce e de făcut? Raționalitate și a juca cinstit. Altceva nu văd. Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova? Iată și la început de an și ținând cont de această vulnerabilitate din regiune. Partidul Mișcarea Populară, printre partidele din România, are o obligație în plus în legătură cu atenția politică și nu numai în ceea ce privește Republica Moldova. La sfârșitul acestei luni voi fi și eu în Republica Moldova și cred că din această perspectivă voi transmite și acolo mesajele noastre. Repet, ne asumăm politic obligația unei prezențe concrete, pe idei, pe proiecte. Eu rămân consecvent, așa cum v-am mai spus, că în relația dintre Republica Moldova și România, dacă vrei să fii cinstit, trebuie să fii pragmatic. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Să rămână! La revedere!